Dragilor, dimineață ne-a vorbit Domnul din cuvântul lui despre nădejde. Vă spun că în seara asta am primit și mai mare nădejde. Aleluia, m-am simțit aici condus în laudă și închinare de un grup de copii veseli, cu temeri, cu minusuri, cu plusuri, dar au ieșit și ne-au condus. Slăviți să fie Domnul! Cine crede în ceea ce spun, vă rog să spună, Doamne, dă-le sănătate, Amin. binecuvântare, Amin. protecție, Amin. înțelepciune, fă cap și nu coadă, Salmiște ai tăi și slujitori ai tăi până la capăt. Domnul să vă binecuvânteze. Dragii noștri, știți că ne îndreptăm spre o săptămână, așa cum a anunțat păstorul Bisericii Betania, Tibi, spre o săptămână a mulțumirii și de ce e mulțumirea importantă cu toții cred că putem să ne dăm multe răspunsuri. Dar întrebarea la care vreau să răspund în seara asta este dacă suntem mulțumitori sau nemulțumitori, să răspundem cu toți aici. Vreau să te întreb, Chiar din start. Ai tu, Sani, o viață de mulțumire? Ai tu, întreabă te-și pune numele tău, ai tu, Alexandra, ai tu, Sorin, haideți să ne punem întrebarea, ai tu, pune numele tău, o viață de mulțumire? De ce? De ce e așa de importantă mulțumirea și ce rol joacă aceasta în Biserica Domnului și în viața creștinului? Biblia spune clar în Psalmul 50 cu 23, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, acelui îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Wow, ce verset frumos, cred că cu toții îl știam, așa e? O, oh, frate, știu, frate Sani, dar când se cântă, cântă cântările, când cineva te îndeamnă la rugăciune, parcă ai gura lipită cu superglu. Dar Biblia spune în Cartea Evrei că noi trebuie să lăudăm pe Dumnezeu, care este centrul vieții noastre, pe Hristos, cu rodul buzelor noastre. Iată că nu poți să fii mulțumitor dacă nu o exprimi. Odată cineva mi-a dat o lecție mare, eu venind din mentalitatea de victimă și de orfan, la un moment dat când -am, -am, fost fost la București, cineva mi-a făcut un cadou, nu mai știu exact ce, pentru școală, pentru un plic din ăsta de scris sau un stilou, nu mai știu exact. Și atâta de blocat am fost de, de cadou respectiv, că efectiv n-am putut să scot un cuvânt din gură. Și știți ce mi-a spus persoana aia? Să știi că o mulțumire neexprimată nu există. Așa de tare m-a lovit. Că am zis, Doamne, trebuie să încep să exersez, să fiu, dar sunt blocat, dar mi-e rușine, dar mă tem, dar nu știu cum o să-mi iasă. Dragul meu, Apostolul Pavel vorbește în Scripturi, Biblia vorbește prin Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, despre inimile bolnave. Și o inimă bolnavă este o inimă nemulțumitoare. Și vreau să aduc în primă fază care sunt deserviciile unei inimi bolnave nemulțumitoare. Și care sunt avantajele unei inimi mulțumitoare. Vedeți, noi, noi trăim într-o societate care gândește pe câștig și pierdere. Vreau să spun ceva că Dumnezeu e un Dumnezeu al binecuvântărilor și El când își cere să faci ceva, laudă-mă, nu ți-o cere pentru că el e egoist și are nevoie de aplauze, ci pentru că lauda este o cheie care deschide cerul pentru tine! Amin? Dacă vă aduceți doar un simplu aspect din viața Domnului Isus Hristos, să te în fața a peste 15.000, de oameni, 5.000 de bărbați, femei și copii și avea doar 5 pâini și 2 pești. Și Biblia spune că n-a făcut acolo sesiune de post și rugăciune, n-a început să se roage niște psand din Vechiul Testament, n-a zis, o Dumnezeu lui Avram, Isaac și Afkov, o rugăciune lungă de 35 de minute, ci pur și simplu a zis, Tată, îți mulțumesc. În, în original zice, a început să dea mulțumiri, că mai a ascultat. Știu că întotdeauna ești cu mine. La mormântul lui Lazar, același lucru. Vezi mulțumirea aduce în mulțirea. Mulțumirea aduce în mulțirea. Apostolul Pavel atacă foarte puternic și foarte dur în Scripturi. În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 2, acolo când vorbește despre vremurile din urmă, nemulțumirea, apostolul Pavel o pune între cele 18 elemente negative ale oamenilor care nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, neascultători de părinți și citim împreună nemulțumitori. Dragul meu, să fii nemulțumitor nu e o virtute. Să fii nemulțumitor e un păcat. Apostolul Pavel spune acolo mai, de, mai, târziu despre acești oameni, ei au doar o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Cu alte cuvinte, ei trăiesc cu un rit religios. Nu mai sunt ortodoxi, sunt pentru că nu mai sunt pentru că trei la carismatici, fac anumite elemente, au, au, integrat în viața lor anumite elemente religioase, dar inima lor a rămas tot o inimă nemulțumită. toare, n-au tratat rădăcina problemei. Tot Apostolul Pavel în 1 Corinteni 6, de la 9 la 10, el listează sinonimul, lăcomia, în lista oamenilor care nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De ce nemulțumirea te contaminează? Pentru că nemulțumirea nu este din împărăția lui Dumnezeu. În nemulțumirea nu este o virtute a împărăției lui Dumnezeu. Tu poți să fii nemulțumitor, nimeni nu te condamnă, eu nu te condamn. Dar singurul care pierde când alege o atitudine și o viață de nemulțumire, ești tu. Păi asta nu-mi place, asta nu e și bine, asta nu e așa cum vrea eu, asta nu e așa cum am gândit eu, asta nu, nu, deci nu, deci nu. Lumea asta e imperfectă, dar n-ai știut? Știți că în filozofie sunt E imaginea aceea cu paharul plin, jumătate, plin, jumătate gol, da? Și unii aleg să vadă jumătatea aia gol, alții aleg jumătatea plină. E, Dumnezeu spune altceva în Scripturi. Să ne mulțumim cu ce avem. Dragul meu, Apostolul Pavel, în Colosen 3, de la 5 la 6, spune, de aceea... Omorâți modularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care e o închinare la idoli. Oamenii nemulțumitori întotdeauna sunt prinși în capcana asta de acumulare, de a se îmbogăți. Și Biblia spune că unii au rătăcit pe această cale a iubirii de bani și ce au făcut? S-au străpuns cu o grămadă de chi-nuri. Era un om bogat odată și care vrea să devină și mai bogat și Domnul Hristos îl provoacă și ce du-te vinde de ce ai de la săra și strângeți comori în cer. Și Biblia spune că s-a întristat foarte mult. De ce? Pentru că omul ăsta avea o problemă. El nu iubea pe Dumnezeu, avea doar o formă de evlavie. Îl iubea, eu, el iubea banii. Vezi tu, apostolul este ferm în toate epistolele. Nemulțumirea este păcat. Stinge duhul, te îndepărtează de la Domnul. Mai, mai mult, dacă continuăm și o practicăm această nemul, nemulțumire, nu vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Pentru că nemulțumirea pune în centru pe cine? Nu pe Dumnezeu, pe cine? Pe mine și pe tine. Și atunci devine idolatrie când părerea ta e importantă, când ce simți tu e important, când ce vrei tu e important, când ce gândești tu e important. Păi tu ești nemulțumitul nemulțumiților. Toți trebuie să vină cu evantaiul pe lângă tine să-ți facă aer și să... mă bucur că ai venit la biserică fără tine, nu putea biserica Betania să stea în picioare. Vrei să fii băgat în seamă, vrei tot timpul să fii bătut pe omăr, vrei să fii apreciat, lucrurile astea sunt bune. Trebuie să ne apreciem unii pe alții, dar dragul meu, deslipește-ți inima de nemulțumire. Dar probabil, probabil că cel mai puternic text pe care Apostolul îl folosește împotriva nemulțumirii, care are trei consecințe grave și vreau să le citim, este în Roman, capitolul 1, de la 21 la 26. Biblia spune acolo așa, fiindcă măcar că au cunoscut pe... Pe cine? Atenție, epistola după Roman a fost scrisă creștinilor, dragii mei. N-a fost scrisă necreștinilor, ălor a pierduți. A fost scrisă bisericii din Roma. <coughs> Îmi place epistola din Roma că îi spune epistola către români. Noi avem două epistole români în Biblie, epistola către români și epistola către gălățeni. Fiindcă măcar că au cunoscut atenție pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit și nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri de șarte în inima lor fără, și inima lor fără pricepere s-a întunecat s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Au schimbat slava lui Dumnezeu nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsăr, dobitoace, cu patru picioare și târtoare. De aceea citim împreună, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor Așa că își necinstesc singur trupurile, că ce au schimbat în adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat fopturii în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina acesta citim împreună, Dumnezeu i-a lăsat în voia patimilor scârboase, căci femeile au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care e împotriva firii, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor. Citim împreună, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților lor ca să facă lucruri neîngăduite. Dragul meu, sunt trei, trei, cum să spun, trei consecințe grave a omului nemulțumitor, care nu-l recunoaște pe Dumnezeu ca făcător și nu are o viață de mulțumire. Prima, Spune aici Scriptura că Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. Să știi că pentru mine e un semn foarte clar atunci când văd pe un om că se luptă cu necurăția, imoralitatea sexuală în viața lui și nu are biruința asupra păcatului, ele un indiciu total pentru mine că omul ăsta nu mai recunoaște pe Dumnezeu ca stăpân și nu are o viață de mulțumire. Fiindcă măcar că l-au -au cunoscut, nu i-au mit. Și nici nu l-au prostrăvit, nu l-au pus în centru vieții lor. Nu uita, nemulțumirea te pune în centru pe tine. Nevoile tale, mofturile tale, ce vrei tu, ce se pișește pe tine, ce ai tu nevoie. Tu ești, tu când scânte acolo, eu sunt centru vieții mele, slujiți-mă cu toți. Ăla-i refrenul tău. Via să vrei să fii slujit, via, ești nemulțumit, ești nemulțumit de copii, nemulțumit. Copiii tăi și mai rei, soția ta e cea mai nepotrivită, soțul tău nu are darurile potrivite. Spunea cineva, păi soțul meu nu are darurile potrivite. Nu știu, zic, soră, ai citit bine Scriptura? Că Biblia spune să te supui soțului tău, nu zice să te supui soțului tău dacă are darurile potrivite. Păi da, dar pasta e gros să o iubești. Dar tu ai citit Scriptura Bărbate, cât spune Scriptura să o hrănești, să o îngrijești cu drag, nu spune dacă e potrivită. Omul omule, ți-ai ales-o. Ai văzut-o la început. Păi am văzut-o, dar nu prea bine, că erau lumini. Prima consecință gravă, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurății. A doua, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase. Dar cea mai gravă dintre toate, mi se pare, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Cu alte cuvinte, când își ia Dumnezeu mâna de pe tine, dragul meu, Știi ce înseamnă când își ia Dumnezeu una de pe tine? Biblia spune despre faraon că s-a împietrit, s-a împietrit, s-a împietrit, s-a împietrit. Și înspre final spune Scriptura și Dumnezeu l-a împietrit pe faraon. Adică de tot. Știi ce înseamnă asta? Știi ce înseamnă asta? Când Dumnezeu te împietrește și își ia mâna după tine? Nu vă mai uitați așa, dacă e copil. El face ce știe, nu? Azi, așa comunică el, el plânge, e copil, e ok. Domnul să-l binecuvânteze, amin? Dragul meu, apostolul Pavel aduce acest avertisment bisericii. Dragii mei, nemulțumirea poate duce la consecințe grave. Nu doar că pierzi binecuvântările, ci Dumnezeu își ridică mâna de peste viața ta și te lasă singur. Eu nu vreau să ajung acolo. Vrei să ajungi acolo? Acolo te duce nemulțumirea. Dumnezeu te lasă pradă necurăției. O să vină toate duhurile din ea de necurăție peste tine, peste mintea ta. O să fie atacat din sine și nu știi ce o să faci, nu o să mai ai protecție. Dumnezeu a lăsat în voia unor patim scârboase. O să încep să vezi lucrurile diferite. Dar ce mă că și au drepturile lor? Și cel mai grav e că Dumnezeu te va lăsa în voia minții blestemate. Mie mi-e frică de versetul ăsta împreună cu valii, ce motivație extraordinară, Doamne nu mă lăsa să mă răcesc, Doamne nu-ți luaie mâna de la mine, Doamne nu mă lăsa. Și Domnul a vorbit, rămâi mulțumitor, dacă nu vrei să-mi retrag slava, rămâi mulțumitor. Ce se întâmplă după ce Dumnezeu a lăsat pradă necurăței în voia unor patim scârboase și în voia minților lor prestemate? Versetul 29, 32, ia uita ce scrie, astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire. Dragii mei, epistola asta a fost scrisă credincioșilor care a uitat să-i mulțumească lui Dumnezeu, să aibă o viață de mulțumire, să practice mulțumirea și diavolul i-a deviat, i-a deraiat. Curvie, viclenie, lăcomie, răutate, plin de pismă sau invidie, ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, parcă descrie zilele de astăzi, nu vi se pare. Sunt șoptitori, sunt bârfii bârfitori. Vezi, oamenii nemulțumitori sunt bârfitori întotdeauna. Mai au zis ce mai un sat, ce mai un Îi fac treaba diavolului, telefonul fără fir. Tot ce e rău, ei propagă. Urător de Dumnezeu. Încep să-L urască pe Dumnezeu. E vina lui Dumnezeu că sunt aici. Îmi spunea unul, de ce m-a lăsat Dumnezeu să pierd toți banii? De ce Dumnezeu nu m-a învățat să investesc? Bă, omule, tu n-ai întrebat pe nimeni când ai investit, mă băiatul. Tu singur te-ai dus și ai băgat toți banii acolo în monezul ăla și ai pierdut. Nu mai da vina pe Dumnezeu. ajuns să-L urăști pe Dumnezeu pentru prostiile care tu le-ai făcut. Obraznici. E generația noastră o generație obraznică. Trufași, lăudăroși, născocitori de rele, oameni buni. Eu am cunoscut om care odată a fost credincios, nu i-a mai mulțumit lui Dumnezeu, nu s-a mai mulțumit cu ce a avut și a ajuns un născocitor de rele și îmi spunea, băi, eu nu numai că le fac, eu le născocesc și îi învăț și pe alții ce să facă. Neascultător de părinți, avem o generație neascultătoare de părinți? Fără pricepere, avem o generație fără pricepere? Călcător de cuvânt. Ai promis vreodată ceva și nu ți-ai să cuvântul? fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și atenție, și măcar că știu că hotărârea lui Dumnezeu, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei care le fac. Wow! Eu șocat când citesc versetul ăsta. Dar probabil cea mai puternică exprimare în Noul Testament despre oamenii care cârtesc constant și sunt nemulțumitori se află în Corinteni 10 cu 10. Eu când am citit versetul ăsta am căzut în genunchi ca secerat. Vă aduceți aminte că omul credincios, omul cu frică de Domnul tremură înaintea cuvântului. Vă aduceți aminte? Omul care nu se frică de Domnul. 1 Corinteni Corint, Corinten 10 cu 10, dacă mă poți ajuta. Să vedem dacă am nimerit... Aici e contextul în care Pavel povestește de evrei care au cârtit în pustiu. Și știți programul lor, da? Când au cârtit, Dumnezeu i-a mai trimis în pustiu încă 40 de ani. Și au ce spune acolo, să nu cârtiți, adică să nu fiți nemulțumitori. Cum au cârtit unii din ei și citim împreună, care au fost nimiciți de nimicitorul. Dragul meu, tu îți dai seama că atunci când tu începi să practici o viață de nemulțumire, Dumnezeu își ia mâna de la tine, nimicitorul vine spre tine și tu nu mai ai nicio protecție spirituală? Eu nu vreau să ajung acolo. Vă spun sincer, eu nu vreau să fiu un locul acelui om nemulțumitor. De asta, repede, 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 m-am întors la o inimă mulțumitoare și de la victimizatorul la care eram și de la mentalitatea aia de orfan, la 17, 18, 19 ani care o aveam, am început să am o viață de mulțumire pentru lucruri mici. Ce avem de făcut și care sunt beneficiile unei vieți mulțumitoare? Că acum am af care sunt consecințele unei inimi bolnave nemulțumitoare. Vă întreb, vrea cineva de aici să fie nimicit de nimicitorul? Vrea cineva de aici să persiste sau să continue să practice nemulțumirea? Eu nu. Spune tare vecinului, eu nu. Nu mie, spune vecinului. E, Teo, eu nu. Tu? Mă bucur că ai zis nu. Ia uita ce ne învață Apostolul Pavel, ce ne învață Duhul Sfânt prin El. Ce avem de făcut și care sunt beneficiile unei vieți mulțumitoare? În primul rând, Biblia ne spune așa, să ne mulțumim cu ce aveți. Spune împreună, mulțumiți-vă cu ce aveți. Hai să o mai spunem o dată. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Mă, frate, să e ușor de zis, dacă vin la biserică și uite, mă, ce papușul a ta asta, mă. Asta, mă, asta, mă, venit la țară, mă, asta, e, uite, noi s o mutat la oraș, uite, aia, ce bine e îmbrăcată, mă. Parcă le aud. În loc să vorbească versete biblice, stai, stai că și bărbații au o problemă. Știi cum vin bărbații la biserică? Cu cheia de la mașină în mână. Stau și-o întorc și unul la altul să uită. Ce e, mă, e cu B, mă? E cu AU? Sau e cu W ăla? Mai, nu, e doar cu T de la Trabant. Ah, sunt bine. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Spune Scriptura în Evrei 13 de la 5 la 8. Ia uitați ce frumos ne spune Biblia. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, citim împreună. Că ce însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Wow, 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 wow. Așa că putem zice plin de încredere. Domnul este ajutorul meu. Nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Wow, ce frumos. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Eu am trăit în câteva extreme de când m-am întors la Dumnezeu. Am fost în extrema aia care erau de nemulțumiți și după aia am trecut în aia la altă extremă, mai, mai, spre proclamativ, așa, care ăia, chiar dacă îi durea, proclamau că noi doare, chiar dacă n-aveau, proclamau că au, chiar... Dar Dumnezeu nu vrea să, să proclam erezii, Dumnezeu vrea să recunoști realitatea. Doamne, am puțin, Sincer, mă deranjează, nu pot să mă odihnesc în locul ăsta, e foarte greu, dar sincer, sunt foarte recunoscător că l-am. Slavă ție și după aia să încep să înșiri. Mulțumesc pentru saltea, mulțumesc pentru pat, mulțumesc pentru toaletă, mulțumesc pentru ghiuvetă, mulțumesc pentru apă caldă. Și o să vezi că ai zero motive să te plângi și mii de motive să-i fii mulțumitor. Vorba lui fratele la mai în vârstă, îl durea genunchiul și la un moment dat zic, cum ești, bai? Și ce stai liniștit ca am unul sănătos. Ăsta mă doare, dar dau laudă Domnului. Am unul sănătos. Uite ce spune Scriptura. În proverbe, unul din versetele mele preferate, 15 de la 15 la 17. Aș vrea să-l citim împreună ca biserică cu voce tare. Toate zilele celui nenorocit sunt, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Haleluia! Mai bine puțin cu frică de Domnul, decât o mare bogăție cu... Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Mi-aduc aminte, la noi în familie, nu știu cum ați experimentat voi, dacă îmi făcea tata să scandal, nici pâinea pe nu mai îmi intra. Era stres, era ură, era bătaie, era scandal. Aș fi vrut mai degrabă să fiu într-un col păștrat și cu o frunză din aia sau să mănânc, să mănânc o prună și să... să... Dar numai să am pace și liniște. Vă spune Scriptura aici că omul cu inima mulțumitoare, ăsta e un verset care m-a ghidat ani de zile. Când am experimentat podeaua, când am experimentat goliciunea în buzunare, tot timpul și am, Doamne, Tu îmi vei purta de grijă, Tu ești un tată bun, Tu nu mă vei lăsa, ai promis cu niciun chip nu mă vei lăsa, cu niciun timp nu mă vei părăsi. Și am învățat că omul cu inima mulțumitoare de ăla se ocupă Dumnezeu. Ăla Dumnezeu își ia șorțul, pune șorțul pe el și ce stai la masă că vreau să te servesc. Doamne, dar tu ești Dumnezeu, eu ar trebui să fac asta pentru tine. Da, da, lasă-mă pe mine să te slujesc. Îmi place de tine. Îmi place că ai învățat principiile împărăției lui Dumnezeu. Dragul meu, ai tu o inimă mulțumitoare? Ăsta e primul lucru care trebuie să ținem cont de el. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Eram odată cu fratele Vali Rogoveanu într-un mol și noi eram, am fost mult împreună, am misionar vreo 10 ani, 12 ani, ne cunoaștem de vreo 15, 12, 17 ani, nu mai știu exact sigur. Și la un moment dat în Molola am intrat și noi după vreo câteva luni de zile de misiune grele și nu prea mai aveam nimic, că am tot băgat motorină și aveam bani de două cafele. Și intrăm în mol așa și ne uităm la toate hainele, toate frumusețea din molul ăla și deodată se aude o voce în mol. Doamne, mulțumim că aici sunt mii de lucruri de care nu avem nevoie. Toată lumea începe să uită la noi. Slăviți să fie Domnul! Ce perspectivă! A intrat vreodată în mol să-i mulțumești Dumnezeu că sunt milioane de lucruri acolo de care tu nu ai nevoie? Vali Domnul să te binecuvânteze, să rămâi același om cu o inimă mulțumitoare. Dragilor, mulțumiți-vă cu ce aveți. Al doilea principiu, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mă, ăsta e greu. Cum adică și pentru palme, și pentru șuturi, și pentru minusuri, și pentru tăieri de salariu, și pentru când mă, trebuia să mă promoveze și după 10 ani a promovat-o tot după aia care nu știe în loc să mă promoveze pe mine. E greu să-i mulțumești Dumnezeu pentru toate lucrurile, dar Scriptura spune 1 Tesaloniceni 5, 18 și 19. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 5, 18 și 19. Vreau să-mi l pui că e foarte important versetul ăsta. O să vedeți de ce. Sunt foarte mulți pocăiți care se laudă cu darul vorbirii în alte limbi și cred că aia înseamnă plinătatea Duhului. Dăm voi să spun ceva, că un om cu inima nemulțumită nu are plinătatea Duhului. Dar un om cu inima mulțumitoare are plinătatea Duhului. Uite ce scrie aici. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile împreună, că ceea aceasta, voia lui Dumnezeu Mulțumiți-vă cu ce aveți. Tu te-ai gândit că o inimă nemulțumitoare stinge duhul. Eu am experimentat asta, când am început să fiu nemulțumitor cu anumite lucruri sau cum mergeau lucrurile, că nu-mi plăcea mie, că nu mergeau la viteza care trebuie. Ai fost vreodată frustrat că casa nu se zidește atât de repede cum trebuie? Ai fost vreodată frustrat că copiii nu ți se întorc la Domnul așa cum ai vrea tu de repede? Ai fost vreodată nemulțumit că, bă, parcă busy business... Sper că nu e intenționat. Promit. Vedeți, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, nu pentru unele. Mulțumește și pentru minusuri. Știți ce am învățat în viața de credință? Vreau să vă împărtășesc un principiu frumos. Eu am învățat că atunci când Dumnezeu îmi dă cu minus, îmi substrage, substracție. Substracția e la fel de importantă ca a da o să împărăție. Când Dumnezeu îmi scoate lucruri din viață, o face să mă protejeze. El știe că inima mea s-ar lipi de lucrurile alea și ar deveni niște idoli. De asta nu fi supărat când dispar lucruri din viața ta sau persoane cu care ai fost preteni de mulți, mulți ani și ar dai gazul de pomană împreună cu ei. Fii mulțumitor Domnului. Amin? Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui Dumnezeu, dragii mei, este al pe negru scris. Vrei să împlinești voia Lui Dumnezeu? E cineva aici care vrea să facă voia Lui? Ridică o mână repede în sus. Fii mulțumitor! Pentru că dacă nu ești mulțumitor, vei stinge Duhul. Duhul sunt să retrage când vede o inimă nemulțumită. Ia uitați ce scrie în Efesen 5 cu 20. Efesen 5 cu 20. Asta îmi place enorm de mult. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate în numele Domnului nostru Isus Hristos. Ești tu gata să-i mulțumești pentru o penină? Ați auzit de penina, Ana și penina din Biblie? Ana era mama lui Samuel, Penina era a doua soție a soțului și o tot înțepa pentru că ea avea copii și Ana n avea copii și zice că an de an Ana mergea la templu și stăruia înaintea Domnului și plângea înaintea Domnului până Dumnezeu i-a dat un profet, un copil care l-a închinat Domnului extraordinar, amin? Să știi, nu trebuie să naști multe lucruri, trebuie să naști una adevărată de la Dumnezeu. Lea a născut mulți copii, Rahela l-a născut pe Iosif, Naște lucrarea care Dumnezeu are în tine. Dacă asta, naște lucrarea care Dumnezeu are în tine, trebuie să fii mulțumitor pentru că mulțumirea. La adresa lui Dumnezeu, împreună cu lauda, știi ce face. Menține prezența lui Dumnezeu constantă în viața ta. Altarul închinării tale, e tot timpul, cu flacăra aprinsă. Când a încetat mulțumirea, s-a terminat, spunea un păstor odată. Zice, când am întâlnit-o pe soția mea, era bolnavă, se născusă cu o, 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 ceva patologic aici, la spate, la și la spinarea acolo, la codiță, nu știu cum era strâmbă, nu putea să meargă bine, Eu vreau picioarele. Avea 30 și ceva de ani și zice, Dumnezeu mi-a spus, vreau să o vindec. Dar Biblia spune că Dumnezeu, Biblia spune să ne punem mâinile peste bolnavi și ei se vor însănătoși, amin? Și el a mers pe versetul ăsta și a zis, Doamne, m-am rugat, dar nu s-a întâmplat nimic. Și Dumnezeu a zis, spune să rămână conectată. Cum, Doamne? Prin mulțumire. Și din luna februarie până luna decembrie a mulțumit această femeie non-stop și constant Domnului pentru vindecare și în luna decembrie până la plecarea la cer n am mai avut o durere de spate. Dumnezeu a îndreptat coloana. Vezi tu, mulțumirea produce minuni. Dar câteodată vindecarea este graduală. 80% din minunile care le-a făcut Domnul Hristos în Biblie sunt terapeu, sunt graduale, nu sunt instante. Pentru că El lucrează cu credința ta. Mulțumiți pentru toate lucrurile, mulțumiți totdeauna. Și mai am un verset extraordinar, Evrei 12, 28 cu 29. Fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clăti, na, să ne arătăm cum? Dragul meu, și dacă n-ai niciun motiv pământesc de mulțumire, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru împărăția care are să vină. Și ce spune acolo? Să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare cum? Plăcută. Iată că o inimă mulțumitoare întotdeauna produce o închinare plăcută. Te-ai gândit la asta? Vrei să fii plăcut lui Dumnezeu? Nu mai sta, cum spuneam și dimineață, ca un castravete acolo, ca și cum să s toate corobele. Găsește motive pentru care să-i mulțumești. Da, frate, dar n-am sentimentul. Ce sentiment? Mulțumirea nu e un sentiment, e o decizie. Mulțumirea nu trebuie să aștept să vină. Mulțumesc frumos, Tată, că mi-ai dat viață. Mulțumesc frumos că binecuvântările tale sunt pe drum. Nu o să-ți vină niciodată, nu știu, spuneam și ieri, n-am așa un sentiment luni când mă trezesc, n-am o râvnă pentru rugăciune. Eu decid să mă rog. N-am o râvnă pentru, n-am cum să așa, așa, un impuls să-i mulțumesc Dumnezeu. Câteodată este, dar câteodată nu este. Trebuie să decizi și să trăiești cuvântul, să-l aplici în viața ta. Exact ca și cum Bă, n-am chef să conduc astăzi, nu știu dacă mașina asta o să pornească. Dacă să pornească, trebuie să bagi o cheie în con, tact. Asta face mulțumirea pentru creștin. Îl activează, îl pornește. de a spune Scriptura în psalmul 100. Veniți cu mulțumiri la porțile Lui. Intrați cu laude în cursile Lui și recunoșteți-L și închinați-vă înaintea Lui. Mulțumirea vine și deschide poarta inimii Lui Dumnezeu. Dragul meu, Aici, am punctul ăsta, avem trei lucruri care trebuie să le ținem minte. Mulțumirea e voia lui Dumnezeu, mulțumirea nu stinge Duhul și mulțumirea e o închinare plăcută. Sper să ții asta minte. Când mă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrurile din viața mea, pentru bune și rele, aia e o închinare. Aia este o închinare înaintea lui Dumnezeu. Dar mai am un punct care îmi place enorm de mult și l-am învățat din viața lui Pavel. Dați-mi voi să vi-l împărtășesc. Deprinde-te să fii mulțumitor. Pavel spune în Filipeni 4 cu 6, 4, 6, Filipeni. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele. Filipeni 4 cu 6. Nu, stai. Nu. Stai un pic. Nu, 11. Este 11. Îmi cer scuze. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am de prins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Și în contextul ăsta, Pavel spune pototul în Hristos care mă întărește. Noi de multe ori scoatem Scoatem acest vers din context, pototul un Hristos care mă întărește. N-am învățat la examen, dar mă duc Domnului cu mine. Dute. Îți dau o prorocie adevărată. Eu m-am dus la examenul de șofer fără să învăț, pentru că puteam totul în Hristos care mă întărește. Când mi-am amuzit numele primul, am crezut că pic de pe scaun. Trancă! Eu, ieși afară, 18. Domne, dar tu mi-ai spus că pot totul un Hristos. N-ai citit bine contextul. Ăla e în contextul unei inimi mulțumitoare în anumite circunstanțe din viață care nu sunt așa de frumoase și favorabile ale apostolului. Dar vezi că pentru Pavel mulțumirea nu era o opțiune. Era o poruncă și era o deplin de, prin de Re, ce înseamnă pentru voi de prindere? Vă aduceți aminte de școlile de ucenici de pe timpul lui Ceaușescu? Ei, eu am fost și eu la o școală de aia de ucenici, că eram la liceu termoenergetic. Ce înseamnă de prindere? Învățare. Cu alte cuvinte, măi, n-am chef să mulțumesc, dar vreau să mă deprind cu această disciplină creștină pentru că e voia lui Dumnezeu, El mi-o poruncește și știu că îmi face mie bine. Mulțumirea e o practică zilnică, nu din când în când, deci e o deprindere care se exersează. Colosen 3 cu cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu cântări, cu sani și cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Frate, sani, nu pot să fiu mulțumitor. Dăm voi să spun cum am ajuns eu mulțumitor. Am început să pun Cuvântul în mine, să locuiească din belșug în mine, și deodată a explodat sămânța Cuvântului în viața mea, și deodată am început să-i fiu mulțumitorul Dumnezeu pentru revelațiile care mi le dădea, pentru lucrurile care le făcea în mine. Îmi spuneau prietenii mei, Bă, ce se întâmplă cu tine? Și înainte erai defect, acum te-ai defectat de tot. De când mergi la să s-a defectat calculatorul. Nu zic, nu mi s-a defectat, mi s-a reparat, am primit un soft nou. Și softul nou se numește Isus Hristos Domnul. Am o minte nouă. Lăudați să fie Domnul. Vezi tu că doar cel care are cuvântul lui Hristos, care locuiește în el. Știi ce? Când mă uit la un om care are o inimă nemulțumitoare, știi ce știu? Nu are cuvânt în viața lui. Ăsta este semnul. Omul acela nu are cuvânt în viața lui. Pentru că dacă ai cuvântul lui Hristos, ia uite-te ultimul. Când cuvântul lui Hristos locuiește din belșug în tine, ia te cum se termină. Cântând lui Dumnezeu cu mulțumire. Ești într-o cântare continuă. Te mai lovește viața, îți mai pune în piedică vecinul, mai Doamne, te laud, Doamne, tu ești stânca mea, Doamne, tu ești protecția mea, lăudați să fie Domnul. Mă întreba cineva, mă, de ce strigați voi tot timpul, lăudați să fie Domnul, că devine obozitor? Pentru că eu cred în proclamarea cuvântului și Biblia spune că atunci când strig lăudați să fie Domnul, sunt izbăvit de toți vrăjmașii mei. Amin. E o luptă spirituală, eu rămân în contact cu tata și tata se ocupă de vrăjmașii mei. Amin. În loc să mă lupt cu viața, eu laud pe tata și să luptă el pentru mine. Domnul va lupta pentru noi, lăudați să fie domnul. Dar mai este ceva, Iacov 1, de la 3 la 4, eu un verset acolo care vreau să dau răspunsul de ce să-i mulțumim, ca unii care am simțit că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea în voi, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Știi ce vrea Dumnezeu? De ce ne pune să avem o viață de mulțumire? Pentru că în momentul când ai o viață de mulțumire, tu te maturizezi, Asta duce la o maturizare, pentru că tu îi mulțumești Dumnezeu și pentru minus, și pentru plus, și pentru minus, și pentru plus. Și diavolul își trage pumnii în cap și zice, bă, nu mai pot face pe ăsta să fie o victimă, nu mai pot face pe ăsta să-l întristez, că ăsta îi mulțumește lui Dumnezeu și pentru minus. Iov, omul lui Dumnezeu, Iov, omul lui Dumnezeu, a avut zece înmormântări într-o singură zi, a pierdut toată averea lui de viață. Să spune că averea lui era de două ori mai mare ca lui Bill Gates astăzi. Și Biblia spune, Că eu și-a hainele, s-a aruncat cu fața la pământ și a zis Dumnezeu, Dumnezeu, binecuvântat să fie. Și Scriptura spune și Iov n-a păcătuit deloc cu buzele înaintea lui Dumnezeu. Ce vrea diavolul să faci când ești nemulțumit? Să păcătuiești cu ce? Cu buzele. Iată care e scopul unei vieți mulțumitoare, desăvârșirea, maturizarea, să nu-ți mai duci lipsă de nimic. Cum poți să-l bați pe un om, dragul meu, cum poate diavolul să înfrângă un om ca Pavel, când ăsta ia bătaie, e bătut cu pietre, e scuipat, e înjurat, moare, e aruncat în afara cetății, vin ucenicii, pun mâinile peste el, se roagă, probabil a venit la viață, să scutură de praf, bătut, curgea sânge din el, ochii vine, fiți și îi intră înapoi în cetate, peste ei să le vestească cuvântul. Poate diavolul să înfrângă un om ca asta? Nu pentru că el a înțeles că și minusul și plusul lucrează pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Amin! Beneficiile de mulțumirii sunt enorme și vreau să le reau. Atunci când ai o viață de mulțumire, rămâi în voia lui Dumnezeu. Când tu ești mulțumitor pentru toate lucrurile, în orice vreme și oricând, rămâi în voia lui Dumnezeu pe traiectoria bună. Celui cu inima mulțumitoare, Dumnezeu îi dă un ospăț de De asta unii care sunt nemulțumitori săracii stau în mijlocul bisericii și toți pe lângă ei simt prezența Domnului și ei nu simt nimic. Toți cântă și sunt bucură și sunt triști și se uită. Păi de ce cu Doar eu simt așa. Pentru că nemulțumirea știi ce a făcut? Când încep să fii nemulțumitor, Dumnezeu îți dă un tichet și se numește pus tia. Înapoi în pustie. Nemulțumirea se tratează, cârtirea și nemulțumirea se tratează cu pustiu. Eu nu, sincer, nu mai vreau să trec pe acolo. Am trecut câțiva ani pe acolo și la un moment dat am zis, Doamne, spune ce să fac, te rog, că nu mai pot. Și Domnul mi-a zis, vreau să fac asta. Și am zis, de ce nu mi a zis de la început? N-ai avut urechi sau Era ușor, era un singur lucru. Dragul meu, mulțumirea te ține în voia lui Dumnezeu. Doi, Dumnezeu se ocupă de nevoile personale, așa promite, amin? Pentru un om nemulțumitor. Trei, putem cânta confidență în inima noastră, că și Domnul e cu noi, ce mi-ar putea face omul? Mm. Patru, nu stinge în Duhul. Rămâne flacăra Duhului Sfânt aprins în viața noastră. Vezi tu că Duhul se îndepărtează de la un om nemulțumitor? Dar când ești mulțumitor, Duhul Sfânt rămâne peste tine, Duhul Păcii este acolo. Și cinci, aducem o închinare plăcută. Un om cu inima mulțumitoare întotdeauna aduce o închinare plăcută. Dar vreau în seara asta să conchid cu câteva lucruri, pentru că nu vreau să uităm câteva principii. Eu nu vă spun sincer, recunosc și sunt transparent cu voi. Când m-am pocăit, am fost șeful campionul victimizărilor, pe care îl prindeam, mă victimizam și mă plângeam. Până într-o zi, în care o prea frumoasă fată s-a uitat la mine și a zis, bă, tu nu te uiți la tine? Tu vezi că te victimizezi? Ți ți se pare normal? Tu ești copilul Domnului, ia te și citește scripturile despre mulțumire, vezi ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și când am început să torn cuvântul lui Dumnezeu în viața mea, efectiv cuvântul a operat la adâncime, Duhul și sufletul meu mi-a vindecat mintea și deodată m-am găsit cântând cu mulțumire în inima mea. De la un trist și un pesimist, nu, voi nu mă cunoașteți pe mine. Credeți-mă, știți doar o fracțiune din mărturia vieții mele. Am stat trei ani în depresie, eram alcoolist, beam, eram singur, un plan păstrăz noaptea de nebun, nu puteam să vorbesc, nu puteam să comunic. De la un pesimist și un trist și un melancolic și un depresiv, Dumnezeu m-a trecut în partea Nu ai altă, ci a Duhului Sfânt, a Cuvântului Său. Pentru că Cuvântul este un medicament pentru inimă, amin? Vrei să vindeci o inimă nemulțumitoare? Dumnezeu nu te condamnă. El îți dă deja soluția. Fii mulțumitor pentru toate lucrurile. Și vreau să conchidem cu câteva uh, principii pe care vreau să le luați cu voi. Mulțumirea este întotdeauna alegerea ta. Doi, mulțumirea este o practică și o deprindere zilnică. Amin? Crede-mă, nimeni nu te poate face să fii un om mulțumitor. Îmi spunea cineva am mai predicat despre mulțumire, un, un mesaj care nu e doar pentru singură biserică, l-am predicat mie și îl trăiesc și îl practic. Am spunea ceva, bine, Sani, am luat mesajul tău, m-am dus dimineața, bă, când m-am văzut cât de urâtă sunt. Bă, spun sincer, când venea să sparg oglinda, ce mult să mulțumesc Domnului. Și parcă ușor, ușor mi-a venit în minte, mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, mulțumiți-vă cu ce aveți și ce ai făcut. Și am ales să ascult de cuvânt. Și când am zis, Doamne, îți mulțumesc că m-ai făcut așa. Bă, dar parcă nu s-a așa urâtă cum credeam. Doamne, îți mulțumesc că nasul dar nu e chiar așa strâm cum m-am imaginat. Și deodată zice, am ajuns să-i mulțumesc Dumnezeu, Doamne Tată, îți mulțumesc că mai ai făcut o făptură așa de minunată. Eu, dragii mei, m-am urât pe mine de felul cum arăt. Nu consider că sunt un om frumos, vă spun sincer. Frații mei sunt mai înalți, sunt mai frumoși, au păr pe cap. Eu m-am urât pe mine, dar am acceptat și am început să-i mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumirea mea a îmbogățit viața. Mulțumirea pentru mine și pentru Adina este o deprindere zilnică. Amin? Cel care aduce jertfe ca mulțumire, acela mă onorează. Vrei să-L onorezi pe Domnul? Lăudați să fie numele Lui! Deci mulțumirea e întotdeauna alegerea ta. Mulțumirea se practică zilnic. Este o deprindere, care tu, un exercițiu care tu îl faci. Al doilea principiu, mulțumirea se face oricând și pentru orice. De ce? Pentru că aceea e voia lui Dumnezeu. Ai pierdut în laudă-L pe Domnul. Te-a certat la muncă, laudă-L pe Domnul, mulțumește. Te-ai întors acasă, ai mai luat o ceartă, laudă-L pe Domnul. Nu intra în toaletă și zice, Doamne, răzbună-mă! Nu te-ai uitat cum se comportă asta cu mine. Eu sunt șeful casei și am zice mi să nu. Mulțumește-i Domnului. Amin? Mulțumirea se face oricând și pentru orice. Hai să spunem împreună. Mulțumirea se face oricând și pentru orice. Pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos. Al treilea principiu, mulțumirea aduce maturizare. Iacov ne spune că atunci când avem o viață de mulțumire, când ne deprindem cu viața asta de mulțumire, scopul este plinătatea Duhului și maturizarea noastră. Un creștin matur nu se plânge toată ziua, oameni buni. Îl doare și pe aici, îl doare și pe aici, poate îl doare și sufletul, că noi sunt întorc copii. El știe, îl doare, dar îi duce durerile lui Dumnezeu și Tată, îți mulțumesc că tu știi timpul, tu știi ocazia, tu știi timpurile cel mai bine când să-i întorci pe copiii mei, când să aduce aduci acasă. Îți mulțumesc și deodată de la, de la depresivul și supăratul sau de la supărata și trista, devine vesela și bucuroasa pentru că are un Dumnezeu și are o de vie. Mulțumirea e întotdeauna, cum am spus. Trebuie să o facem întotdeauna, oricând și pentru orice. Este alegerea noastră, o practică zilnică. Mulțumirea aduce maturizare, menține plinătatea Duhului. Eu vă spun sincer că am avut momente când am refuzat să mulțumesc lui Dumnezeu. M-am răzvrătit împotriva cuvântului pentru că nu mi-au plăcut mie niște lucruri cum au ieșit. Și știți ce s-a întâmplat? Deodată n-am mai simțit prezența și m-am speriat. Și am zis, Doamne, iartă-mă, te rog, iartă-mă, iartă-mă, Duhul Sfânt, iartă-mă, nu vreau să te sting, nu vreau să te întristez. Și am început să-i mulțumesc să-i cânt Domnului și deodată a venit prezența înapoi. Și am zis, bo, ai, nu vreau să trăiesc fără prezența Lui. Prezența Lui îmi dă pace, prezența Lui îmi dă siguranță, prezența Lui mă întărește, prezența Lui mă ajută, prezența Lui mă ridică. Și ultimul principiu este că mulțumirea este o închinare plăcută. Vreau să ții asta minte că mulțumirea și închinarea merg mână în mână. Mulțumiți Domnului întotdeauna, mulțumiți-i oricând și pentru orice, mulțumiți-vă cu ce aveți, nu uitați că e o deprindere, mulțumirea aduce maturizare și mulțumirea este o închinare plăcută. Eu vreau să vă întreb de curiozitate, oare cum ar arăta o biserică plină de oameni mulțumitori? Eu, spre exemplu, la rugăciune, iau un exemplu concret. Haideți să-i mulțumim Domnului, trei să roagă, restul stau. De ce? N-ai pentru ce să-i mulțumești? E Dumnezeu atât de nevrednic? Ai ajuns să te tragi cu El de șireturi sau să mă trag cu El de șireturi? Ai zero motive să te plângi, crede-mă. Și mii de motive pentru care să-i mulțumim. Amin? Spune un cântec. Nu mai știu cum e ce românește. The bless the Lord of my soul. Spune acolo. Am mii de motive să te laud. Mii de motive să-ți mulțumesc. Cum ar arăta? Vreau să ne gândim pentru câteva momente o biserică mulțumitoare și ce impact ar avea pentru cei din jurul nostru. Când oamenii care nu-L cunosc pe Hristos să lovesc de noi în societate și zice, wow, bă, ăsta și-a pierdut casa și, și tot mulțumitor, ce cu el? Wow! Fii atent, eu spar la asta mașina și e tot mulțumitor. incredibil. Bă, dar de unde sunt ăștia? De pe ce planetă sunt? Cum ar fi? Oare ce impact am avea noi niște oameni cu de vie, dar fără Dumnezeu terorii peste noi, că Dumnezeul nostru e Dumnezeu al mângâierii și al nădejdei, amin? Și cu o inimă mulțumitoare. Oare ar mai putea diavolul să te înfrângă? Eu zic că nu. Aș vrea ca o declarație finală, te rog, haideți să cântăm un cântec, să lăudăm pe Domnul, dar dacă o declarație finală... A, a, aș vrea să facem o declarație din versetul Colosen 3 cu 17, dar înainte de asta vreau să vă întreb. Înaintea lui Dumnezeu, a marturilor văzut și nevăzut, ca la căstorie, a avut sens pentru voi mesajul ăsta? Ați înțeles de serviciile unei inimi nemulțumitoare și beneficiile unei inimi mulțumitoare? Eu unul, vreau să vă spun, eu și casa mea, ca și Iosua, alegem să avem o inimă mulțumitoare. Că nu ne convine întotdeauna, că nu o să ne placă întotdeauna ciorba, nici o problemă. Îi dăm slavă Domnului. Că o fi mai sărată decât aia de data trecută. Dăm laudă Domnului. Că o fi mai dulce, care are borș mai mult. Stai că voi nu mâncați borș. Că e leve așa mai clară sau că e mai păstoasă. Dăm slavă Domnului. Vreau să facem această declarație împreună. O declarație care Pavel a făcut-o prin Duhul Sfânt. Și ce faceți cu cuvântul sau cu faptă, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. O facem împreună. Haideți să ne ridicăm. În seara asta o să avem și rugăciune pentru cei care au nevoie. Păstorul Tibi mi spus ca să vă spun asta, vă așteaptă aici în față după acest cântec ca să ne rugăm uh, pentru cei care aveți nevoie, dar vreau să mai facem această declarație împreună încă o dată. Și or ce faceți, dacă poți să-mi pui versetul, te rog, colose, uh, te rog, Colosem cu 17, și or ce faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Vă spun odată, eram trist, eram în București, trăiam într-un apartament mic și întunecos și la un moment dat nu știu de ce mă întrista să-mi în ziua aia și nu prea aveam chef nici să cânt, nici să mă rog, nici să citesc Scriptura și aud așa o voce blândă care mă întreabă Sani, cum este vremea? Și mă uit repede pe ce am și zic, Doamne, că am înnorat. Nu, nu. Zice vocea. Cum este vremea în inima ta? Îl ai tu, pe Prințul Păcii acolo? Îl ai tu pe soarele neprihănirii în inima ta? Eu nu știu cum știu, dar vreau să te provoc, frate și soră. Haideți împreună să avem o viață de mulțumire. Haideți împreună să fim mai mulțumitori, să ne arătăm mai mulțumitori, să ne deprindem să fim mulțumitori. Să fim mulțumitori pentru că mulțumirea va aduce cerul în viața noastră. Va aduce prezența, va ține prezența activă și vie acolo. E alegerea ta astăzi. Dar vreau să-ți iei câteva secunde și să te gândești. Vrei să mergi pe calea unui om nemulțumitor care nu îl recunoaște pe Dumnezeu? Cu toate că l-au cunoscut, nu i-au mulțumit. Sau vrei să mergi pe calea psalmistului David care zice Cel cu inima mulțumitoare are un ospăț necurmat. Fiecare să se cerceteze în lumina cuvântului și să răspundă lui Dumnezeu astăzi.